Vom deschide la Matei, capitolul 9, și vom citi de la versetul 14 la versetul 17. Sunt câteva versete scurte, dar care cred că au o însemnătate pentru fiecare dintre noi. Cartea Matei, capitolul 9. Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus și au zis: De ce noi și fariseii postim des? iar ucenicii tăi nu postez deloc. Iisus le-a răspuns, se poate plânge, se poate jeli, se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și ar lua din umplutura din haină, și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile pleznesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, mesajul din această zi l-am intitulat Valoarea Postului. De ce are valoare postul? Pentru că postul, așa cum ni s-a prezentat pe limba engleză, are o valoare extraordinară postul. Dacă îl înțelegi, dacă îl practici cum se cuvine, postul are o valoare Extraordinară și în acest pasaj vreau să intru direct în, în pasaj, pentru că la final aș vrea să ne rugăm dacă ați scris pe acele uh, hârtie uh, motive de rugăciune pe care le aveți în inima dumneavoastră. Așa cum am spus, nu trebuie să scrieți foarte mult și dacă puneți o, o inițială, Dumnezeul din ceruri știe. El ne cunoaște, Dumnezeu ne cunoaște. Puneți acolo și apoi vrem să ne, ne rugăm pentru aceste bilete și uh, frațurori, copii, tineri care au nevoie de ungere cu un de lemn pentru situații deosebite din viață. Vom începe cu versetul 14. Uitați ce spune acest verset. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și i au zis, i-au pus o întrebare de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? În Biblie, foarte mulți oameni au venit cu întrebări la Domnul Isus. A venit tânărul bogat cu o întrebare și a spus, învățătorul, învățătorule, vreau și eu să merg în ceruri, ce trebuie să fac? Și Domnul i-a răspuns la întrebare și a spus ce trebuie să facă. A venit și înțeleptul, teologul Nicodim, noaptea la, la Isus și a avut și el o întrebare. Și a spus, uite, cum se poate naște cineva din nou să intre înapoi în pântă cele maicii lui și să se nască? Și oamenii, diferiți oameni din Biblie, au avut diferite întrebări pe care le-au adus la Domnul Isus și cineva a socotit, a numărat întrebările, sunt peste 100 de întrebări, undeva la 106 întrebări pe care oamenii le pune Domnului Isus ca să primească rezolvare. În pasajul nostru au venit ucenicii lui Ioan cu o întrebare și au zis, s-au uitat la farisei, s-au uitat la cei din jur și toți posteau. Dar când s-au uitat la ucenicii Domnului Sus, așa nu posteau. Și au fost puțin nedumeriți, măi, cum noi postim, ținem legea Vechiului Testament, ă, suntem după lege, ținem post, suntem oameni serioși, iar ucenicii tăi, așa nu postez deloc. Și au avut o întrebare. Și nu numai atât, au avut și o dilemă. Pentru că ei țineau Biblia, țineau Vechiul Testament. Iar uh, uh, ucenicii ăștia nu posteau deloc și nu numai atâta, dar ucenicii lui Ioan au auzit glasul lui Dumnezeu din ceruri când s-a botezat, Domnul Isus a fost botezat de Ioan și a spus, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Păi... Noi vrem să ascultăm de Isus, dar ucenicii lui nu țin cuvântul, nu postesc. Sau au fost cumva într-o dilemă, oamenii aceștia au fost într-o situație în care n-au înțeles. Măi, Biblia Vechiul Testament are dreptate sau glasul din cer are dreptate? Și întrebarea aceasta i-a măcinat. Și au vrut să primească răspuns. Și s-au dus la Isus să-l întrebe. I-au adresat această întrebare. Aș vrea să vă spun că Domnul Isus are răspunsul la toate întrebările. Domnul Isus are răspuns la toate întrebările. Nu numai oamenii din acea perioadă au avut întrebări. Aș vrea să vă spun că și noi, oamenii din societatea modernă, a zilelor noastre, cât de complicată este societatea, fiecare dintre noi avem întrebări. Poate ai întrebări cu privire la viitorul tău, ai întrebări cu privire la o anumită situație din viața ta. Fiecare om are câte o întrebare, fiecare om are câte o dilemă, câte o necunoscută și se frământă în, în mintea lui cu întrebarea sau necunoscută. Aș vrea să vă invit în această zi să duceți întrebările dumneavoastră la Domnul Isus. Spune Biblia că în fața Domnului. Totul este gol și descoperit. Totul este gol și descoperit în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu privește prin lucruri și le cunoaște pe toate. Și dacă tu ai o întrebare, du-te înaintea Domnului. Spune Cartea Evrei, capitolul 4 cu versetul 14. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Totul este gol și descoperit. Dacă ai o întrebare, du-te înaintea lui persistent. Doamne, asta vreau să te întreb. Și Dumnezeu de răspunsul. Mai departe, spune Biblia în Psalmul 50 cu versetul 11 cunoaște toate păsările. În Matei spune, Domnul cunoaște toate firele din, din capul nostru. În Ieremia spune, cunosc toate planurile pe care le-am cu privire la voi. Cunoaște Domnul totul? Yes, cunoaște totul. Și dacă tu ai o întrebare, du-te la Domnul. Prezintă întrebarea ta. Doamne, am o întrebare, te rog, luminează-mă. Și Dumnezeu nu lasă pe nimeni în ceață. Slăvit să fie numele Domnului, amin? Amin, Domnul este bun, este de partea noastră. Și acești oameni, acești ucenici au venit cu această întrebare. De ce noi postim, iar ei nu postesc? Vrem să primim răspuns. Și Domnul le dă răspuns și le spune trei lucruri despre post. Trei lucruri esențiale despre post pe care noi putem să le aplicăm în viața noastră. În primul rând, Primul lucru pe care uh, îl spune Domnul Isus în răspunsul lui este în versetul 15. Versetul 15 spune așa. Isus le-a răspuns: Se pot jeli, se pot plânge nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Nu se pot, nu? Uh, va, vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Adică dacă tu te duci la o nuntă unde este sărbătoare, este bucurie, tu nu te duci să stai acolo posomorât într-un colț și să nu te bucuri. Te-ai dus la nuntă să te bucuri. Nu? De aia vezi mirele, vezi mireasa, este o atmosferă frumoasă și te bucuri acolo. Domnul Isus spune, spune, se pot jeli nuntașii cât, câtă vreme mirele este cu ei? Cine este mirele? Cine este mirele în pasajul acesta? Este Domnul Isus Hristos. El este mirele bisericii. Și mirele era împreună cu ucenicii. Erau toți împreună acolo. Stăteau, mâncau, se bucurau. Și nu aveau trebuință să postească. Dar în momentul în care Domnul Isus va fi luat la cer și va pleca din mijlocul celor 12 ucenici sau câți au fost acolo, spune Biblia, vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, atunci vor posti. Vedeți, dumneavoastră, postul este dat pentru viața aceasta, pentru viața aceasta pământească, pentru că vrem să fim aproape de mire. Pentru asta este dat postul. Este când tu postești, te apropii de mire. Când tu postești închis canalele de comunicare cu lumea aceasta, care toată ziua este cu ochii poate la televizor sau pe internet sau așa mai departe, le oprești, le stopezi cât poți și te apropii de mirele. Dar când noi toți vom ajunge în ceruri, acolo nimeni nu va mai posti. Când vom ajunge sus în împărăția Domnului, vom sta toți la masă și nimeni nu va posti. Din ce cauză? Pentru că atunci vom fi împreună cu mirele nostru, Domnul Isus Hristos. Postul este această modalitate pe care ne-a lăsat-o Domnul să ne apropiem de mire. Să ne apropiem de Domnul Isus. Vă aduceți aminte de ucenicul Domnului Ioan Spune Biblia că el s-a apropiat de Isus, cum stătea Isus acolo jos, și a pus capul pe pieptul Domnului Isus. Măi ce imagine! Și a pus capul, poate auzea bătăile inimii din pieptul Mântuitorului. Era aproape de Mântuitorul. Vedeți dumneavoastră, când postești, de fapt te de Domnul. Poate nu-ți dai seama. Spui, este greu, este arid, este așa cum este. Dar tu, când postești, practic, te apropii de Domnul. Faci pași în apropierea spirituală de Domnul. Închizi comunicarea cu lumea și deschizi comunicarea cu Dumnezeu și te apropii de El. Asta spune versetul. Se pot jeli nuntașii câtă vreme câtă vreme este mirele cu ei, nu se pot geli, s-au bucurat împreună, vor veni zile când mirele Domnului Iisus va fi luat, va fi luat de la ei, atunci vor posti. Și Domnul Isus le explică ucenicilor că postul are această dimensiune a apropierii omului de mire, a apropierii mele de Dumnezeu, a apropierii tale de Dumnezeu. Când postești, practic, te apropii de Dumnezeu. Asta e prima dimensiune. Și aș vrea să vă spun că am simțit în această perioadă a Bisericii Harmonii, cum oamenii țin post, parcă am simțit o apropiere de Dumnezeu a comunității, parcă rugăciunile sunt mai fierbinți, cântările, se simte, este ceva în atmosfera spirituală. Asta se întâmplă când postim, ne apropiem de Domnul. În al doilea rând, spune Biblia aici, Următorul răspuns pe care îl dă Domnul foarte frumos în versetul 16 spune așa Biblia nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche pentru că și-ar și lua umplătura din haină și ruptura ar fi mai rea foarte interesant această explicație. Dar toți am avut pantalon care, dau un exemplu, pantalon care i-am purtat mult, ne-au plăcut și am băgat, i-am spălat de 11.000 de ori, i-am băgat. Pantalonii ăia ori intra la apă, s-au făcut mai mititei așa puțin, nu? Ori intra la apă, i-am luat de multe ori și s-au mai și rupt aici așa în genunchi așa mare. Și ți-au plăcut pantalonii, nu? Și ai zis, poate zis la mama, la soția, la cineva, mă, coasem pantalonii. Și au zis, bine, dacă vrei să-i cos, îți pun un petec mare aici, în, în genunchi și lai, sau dacă ți s rupt în alte părți, îți pune petecul acolo. Ce se întâmplă? Petecul acela este diferit de materialul primordial. Materialul ăla, o intra la apă, este mai slab, primul material. O intra la apă, este mai slab și tu când ai pus petecul ăla nou acolo, petecul când va intra și el la apă, ce va face? Se va strânge. Și când se va strânge petecul acela, de unde va trage material? Păi va trage din materialul vechi, din pantalonii tăi care erau vechi. Și ce se întâmplă? Păi când se strânge la apă și trage, păi îți rupe pantalonii. Și atunci zici, măi, nu mi-o cusut bine pantalonii. Păi pa, dați, i o cusut bine. Dar petecul nou a intrat și el la apă, și atunci s-a strâns, și ce s-a întâmplat? S-a făcut o ruptură și mai mare. Așa spune Biblia. Dar vedeți, aici este o însemnătate spirituală. Spunea fratele foarte frumos că Domnul folosește imagini din lumea de atunci ca oamenii să înțeleagă. Într-adevăr, Domnul a, a folosit imagini din, din vremea aceea ca omul simplu, omul simplu să poată să înțeleagă. Vedeți dumneavoastră, evreii aveau ritualul lor religios. Mergeau la templu, tăiau acolo animale, le jerfeau și așa mai departe. Dar lucrurile au început să se schimbe, pentru că la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus. Și când l-a trimis pe Domnul Isus, toți evrei erau în vechiul legământ, în lucrurile vechi pe care ei le făceau. Și cine a venit în lume? A venit Domnul Isus, care era postavul cel nou, era petecul cel nou. Și acest petec nou nu se potrivia cu vechea religie. Uitați ce spune uh, cartea evrei. Aș vrea să citesc un verset din cartea evrei 10, cu versetul 1. Este un verset uh, care subliniază foarte frumos acest adevăr. Spune așa Biblia, Evrei 10 cu 1, În adevăr, legea, adică legea Vechiului Testament, care era umbra lucrurilor viitoare. Adică ce a fost în Vechiul Testament, toate rânduielile de acolo și sacrificarea mieilor, de fapt ce arătau? erau de fapt un indicator către marea jerfă care va fi mielul Isus Hristos. Tot ce era în Vechiul Testament arăta cu degetul, de fapt, înspre noul legământ, înspre lucrarea pe care o va face Domnul Isus. În adevăr, legea care are Umbra lucrurilor viitoare, adică care le-a dus Mântuitorul, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jerfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Adică, prin Vechiul Testament, nu puteai să devii desăvârșit. Devii desăvârșit doar prin Domnul Isus. El este mielul, fără pată, fără cusur, și el ne-a dat neprihănirea lui nouă. Înțelegeți? Vechiul legământ era, de fapt, pantalonii ăia despre care am vorbit. Pantalonii vechi, lucrurile vechi. Dar aici avem, avem ceva nou. Domnul Isus ne aduce o nouă dimensiune a harului și a mântuirii și le spune acestor oameni, vedeți, dacă harul și mântuirea pe care ați primit-o, puterea lui Dumnezeu, te duci o ei și o bagi acolo în templu, în care oamenii fac după lege, dar nu simt puterea lui Dumnezeu, nu se întâmplă nimica, se distruge ceva acolo. Înțelegeți Dumnezeu, Puterea lui Dumnezeu, manifestarea lui Dumnezeu, dacă o iei și o șablonezi undeva, nu se rezistă acolo. Puterea lui Dumnezeu este mare. Nu poți să o pui într-un șablon. Când o iei și o bagi în templu, în șablon acolo, ceva se rupe. Pentru că Domnul are putere. Ăsta este petecul cel nou. Le vorbește oamenilor pe înțelesul lor. Când iei puterea manifestarea lui Dumnezeu și o pui în vechiul legământ, în preot și în ce făceau acolo, ceva nu iasă bine, se rupe. Puterea lui Dumnezeu se manifestă și uh, le explică, mai face încă un pas mai adânc. Domnul Iisus, în versetul 17, le explică oamenilor într-un fel încât să înțeleagă mai exact despre ce vorbește. Și le spune așa: astea sunt învățături despre post. Deci, postul, în primul rând, te apropie de Dumnezeu, dar în al doilea rând, postul, în exemplu acesta cu petecul de la uh, pantalon, de la uh, haină, postav, cum zice aici, este de fapt lucrurile și puterea lui Dumnezeu nu le pot spune într-un sistem. Religios vechi. Nu le pot spune pentru că nu rezistă una cu alta. Și dă un exemplu mai clar. Și spune așa. Nici versetul 17. Matthew 9:17. Versetul 17. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Astfel burdufurile pleznesc vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Vedeți, cuvântul acesta, burdufuri, poate este nou pentru tineri și pe limba engleză, dar cred că wine skins, cred că înțelegeți ce înseamnă. Să în acea perioadă nu aveau oamenii Posibilitatea să meargă la Casco Sau la Sam's Club Sau eu știu pe unde Și să cumpere recipiente În care să țină acolo lucrurile Și vinul și ce aveau ei Nu aveau posibilitate Și oamenii atunci au zis Măi, au inventat ei White skin, adică burdufurile acestea Luau pielea de pe un animal O coseau O coseau așa frumos Și turnau în ea vinul și apoi sigilau, puneau ceva ceară și sigilau. Și era așa, bombat, așa frumos, din piele de animal. Ăla este burduful, skin. Problema este așa cum vedem din pasajul acesta și așa cum știau și evreii și știm și noi că aceste burdufuri, wineskin, acestea au o anumită elasticitate. Ele se umflă și rămân așa umflate. Și apoi nu mai au elasticitate. Ai pus vinul în ele, vinul fermentează, are un ferment. Vinul știm cu toții, are un ferment, fermentează, împinge pereții acelui wine skin și îl îl împinge cât se poate de mult și apoi rămâne așa. Dacă tu golești acel vin vechi și pui în acel wineskin, acel burduf care îi deja are formă luată. Pui un nou vin care are și el fermentul lui, are și el puterea lui, ce se va întâmpla? Va împinge pereții burdufului și îl prăpădește, îl distruge. Deci nu poți să pui într-un burduf vechi un vin nou. Nu se poate, spune Domnul Isus, pentru că Burduful vechi nu mai are elasticitate Nu mai poate să, să se extindă Se va sparge, se va crăpa Va deveni, uh, va deveni unul care, care nu mai are putere Și așa spune Domnul Nici nu pun oamenii vin nou în, în burdufuri vechi Astfel burdufurile pleznesc, se sparg Care este învățătura cu postul? Învățătura aceasta cu postul o găsim în Luca la capitolul 4, cu versetul 1 și 2. Și apoi mai departe. Uitați ce spune Biblia ca să înțelegem cum lucrează postul și cu burduful, foarte inter interesant. Spune așa Biblia, în Luca la capitolul 4, cu versetul 1 și 2. Iisus plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan. Și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în acele zile și după ce a trecut ace acele zile, a flămânzit. Un timp de post, un timp de, uh, în care a stat în pustie și a postit. Și uitați ce spune Biblia apoi în versetul 14. Iisus plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. A ținut post 40 de zile, a fost ispitit de diavolul, a terminat postul, a flămânzit, dar când s-a întors din acel post, spune Biblia, a fost plin de puterea Duhului. Plin de puterea Duhului. În urma postului s-a umplut de puterea lui Dumnezeu, ca acel vin nou care avea un ferment, care vroia să dea, să dea peste el și mergea și atingea oamenii, îi, îi, îi vindeca, îi binecuvânta. Se întâmplau lucruri extraordinare. Puterea postului, Duhul Sfânt s-a prezentat în viața Domnului Isus în urma postului. Dar știți ce este interesant? Că Domnul Isus, cu toată puterea aceasta, acest ferment al postului, s-a dus într-un burduf vechi. S-a dus într-o comunitate de oameni în sinagogă care nu erau plini de puterea lui Dumnezeu. Erau burduful ăla vechi despre care zice. Și spune uh, Biblia în versetul 25, același capitol. Spune așa, că Domnul Iisus S-a dus în sinagogă Să predice acolo Și așa cum a zis Biblia, era plin de puterea Domnului Când își deschidea gura Se vindeca oameni Bolnavi și așa mai departe Se vedea putere în el Și când a intrat în, 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 în Sinagogă, a spus așa În versetul 24 25 Citesc aici Luca 4 cu 25 Ba încă adevărat vă spun, asta e parte din predica Domnului, ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Dumnezeu Spune Domnul Isus: A folosit o femeie care nu era dintre evrei. Că toți evreii se uitau la niamuri ca la niște câini, așa zice Biblia, ca la niște câini, oameni fără valoare. Și el s-a dus mâna de puterea Domnului în sinagogă, a predicat și le-a spus adevărul. Dumnezeu n-a găsit nicio persoană pe care să o poată folosi în Israel și și-a îndreptat ochii către o persoană plină de credință, disponibilă, într-o țară păgână, o văduvă din Sarepta Sidonului. Și era plin de puterea Domnului. Și la oamenii din biserică nu le-a plăcut această putere, nu le-a plăcut ce a spus El. Și Isus a continuat și spune foarte frumos în versetul 27. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși, niciunul din ei n-a fost curățat, afară de Naman, sirianul. Dumnezeu n-a găsit credință, dar a găsit la un om păgân, la un sirian a găsit credință. Și spune Biblia că pe leproșii evrei nu i-a vindecat, dar pe acest Naman, sirianul, l-a vindecat. Avea puterea Domnului în el. Explica scripturile cu putere. Știți care a fost reacția oamenilor din, din sinagoga de atunci? Uitați ce spune Biblia. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Spune Biblia, și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care. Era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Înțelegeți dumneavoastră, dacă pui o persoană, cum a fost Domnul Isus, plină de puterea Duhului Sfânt, într-o sinagogă goală de putere, cele două lucruri nu pot să stea împreună. Puterea Domnului cu goliciunea din sinagogă. Oamenii n-au acceptat mesajul. Înțelegeți? În urma postului, ce vedem este puterea lui Dumnezeu care vine peste Domnul Isus. Și acea putere care vine peste El îi umple viața. Aș vrea să spun și ție, și mie, și la fiecare dintre noi, fără să ne dăm seama, când ținem post. Aceeași putere se coboară și peste noi. Zic, slăvit să fie numele Domnului. Aceeași putere. Când este puterea Domnului, poate nu ești la aceeași înțelegere cu alți oameni. Dar aș vrea să vă spun că oamenii care țin post împreună, Domnul pe toți îi umple de putere. Pe toți îi umple de putere. Dacă tu ții post și ești serios cu Domnul, te umple Domnul de putere, așa cum vedem în acest caz că Domnul Isus a fost umplut de putere. Dragi frați și surori, postul ce înseamnă? Postul înseamnă o apropiere de Domnul. Tu când ții post, noi ca și comunitate, ținem post, ne apropiem de Domnul. Punem ca și Ioan capul nostru pe pieptul Domnului Iisus. Ne apropiem de Domnul. Iar apoi postul înseamnă să lăsăm puterea Domnului să vină peste noi. Când ții post, Pur și simplu îți deschizi sufletul și spui: Doamne, umple-mă de puterea ta, și Dumnezeu te umple. Ăsta este postul. Ăsta este postul. Într-adevăr, în timpul postului și ca efect al postului, Dumnezeu răspunde la rugăciune. Dumnezeu răspunde când ne rugăm pentru oameni care sunt poate apăsați, situații și eu am uh, lucruri care mă frământă și le-am pus acolo pe bilet și vreau să mă rog pentru ele împreună cu frații ca Domnul să dea izbăvire. Și cred că și tu ai fiecare în parte. Scrie acolo și aș vrea să ne unim în timpul postului într-o rugăciune în care să cerem înaintea Domnului rezolvarea situațiilor noastre. Dumnezeu are putere. Are toată puterea în cer și pe pământ. Și noi, dacă ne unim împreună, în rugăciune, în căutarea Domnului, aceeași putere vine în domeniul material, în domeniul natural, în ceea ce vedem cu ochii noștri și Dumnezeu rezolvă. Dar mai întâi, să punem toate aceste bilete pe masa harului înaintea Domnului. Dacă le punem acolo, Dumnezeu ia bilet câte bilet bilet cu bilet și le rezolvă. Slăvit să fie numele Domnului!